Un bărbat s-a stins din viață la locul de muncă. Este vorba despre un angajat al societății Electrica, pentru care medicii nu au mai putut face nimic. Nefericitul eveniment s-a petrecut pe raza comunei Slobozia Conachi. Echipajul de salvare a ajuns cu elicopterul SMURD la fața locului, începând manevrele de resuscitare pentru bărbatul aflat în stop cardiorespirator. Electrocutat în stop cardiorespirator. La fața locului ajunsese un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță care inițiase manevrele de resuscitare de 15 minute. Le-am continuat împreună cu ei timp de 30 de minute fără rezultat și am trebuit să declar decesul. Bărbatul căzuse de pe un stâlp? Nu, se electrocutase în acela fiind în acela în care lucra. Era un lucrător de la electricitate. Un lucrător de la electricitate, da. Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați s-a autosesizat în acest caz. Inspectorii s-au deplasat în comuna Slobozia Conachi și au demarat o anchetă. În primul rând, verificăm starea rețelei atunci când a fost supusă intervenției. Mai precis, dacă a fost sau nu sub tensiune rețeaua respectivă, dacă s-au luat măsurile corespunzătoare de izolare a rețelei în vederea efectuării reparațiilor respective și dacă a fost utilizat echipamentul individual de securitate a muncii aferent lucrurilor la înălțime, lucrurilor în condiții la înălțime și în condițiile prezenței curentului electric. Electricianul decedat era angajat al sucursalei de întreținere electrică a Muntenia Nord. Suntem foarte marcați și probabil că o să constatați asta la toți colegii noștri de acest eveniment. Vom fi alături de familia colegului nostru. În acest moment este o anchetă în derulare. Vom colabora cu autoritățile astfel încât să stabilim circumstanțele în care s-a produs neplăcutul eveniment. Ancheta va stabili ce s-a întâmplat acolo. Oamenii sunt dotați cu echipamente de protecție, au fost întocmite toate formalitățile pentru admiterea la lucrări. Documentele sunt întocmite, rămâne ca organele abilitate să stabilească toate circumstanțele și se va stabili. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, era sosit în județul Galați pentru a lucra la stațiile de medie și înaltă tensiune afectate în urma viscolului de la sfârșitul săptămânii trecute, care a lăsat zeci de localități în beznă.